Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității. În această seară, Mădălin Ionescu vă invită într-o călătorie fascinantă, plină de reflexii tranșante despre noi, românii, doldora de topuri speciale, secvențe amuzante și întâmplări savuroase, contopite într-un show captivant și plin de picanterii. Cu un invitat de excepție, inegalabilul Mădălin Voicu, pregătiți-vă pentru o seară plină de surprize, glume piperate și momente de neuitat. Nu ratați acest show unic! Ei bine, doamnelor și domnilor, bună seara! Ne aflăm în seara premergătoare sărbătorii naționale. Sigur că mulți se întreabă, am văzut și pe net, ce Dumnezeu mai sărbătorim. Ce sărbătorim noi de 1 decembrie? Unii nu-și amintesc sau nu au știut niciodată. Alții care încearcă să se desprindă de toxicitatea mediului politic își mai aduc aminte că strămoșii noștri au făcut niște isprăvi la un moment dat. În platou. Și despre asta vorbim astăzi, într-o ediție în care vă vom arăta și superlativele României, dar vom vorbi și despre lucrurile care, mă rog, nu merg deloc bine și probabil nu vor mai merge mult timp sau nu vor mai merge niciodată. Vom vorbi despre topurile negative pe care le dominăm, dar și despre semnele bune, despre aspectele pozitive, despre lucrurile care ne fac încă să ne mândrim că suntem membrii acestei comunități numită România. În platou, Mădălin Voicu, bună seara! Salut, Mădălin! Avem și multe faze haioase, că nu avem cum să facem emisiune cu Mădălin Voicu, vor să ne amuzăm un pic, avem suficiente motive să ne amuzăm, să zicem, pentru că românii sunt campioni naționali la bășcălie, totuși, sunt campioni la bășcălie. Da, haz de necaz. Sport național, da. Haz de necaz. Haz de necaz. Aș vrea să începem cu știrile momentului și să le epuizăm repede. Și plenul Senatului a votat ridicarea imunității senatorului PNL Florin Cățu, fostului prim-ministru, în dosarul achiziției de vaccinuri din perioada pandemiei. Întrebarea e dacă Florin Cățu va petrece sărbătorile în spatele gratiilor. Predicție, pronostic, dacă se poate, vezi o astfel de situație sau e o... Părerea mea... circ mai degrabă mediatic. Da, nu știu, noi luăm prea în simplu lucrurile astea. Asta e mult mai complicat ce s-a întâmplat. Mă gândesc dacă nu cumva și dacă Câțu se duce după gratii, mă gândesc că să nu cumva să tragă după el și pe aia de la Bruxelles. Deci sunt niște lucruri pe care nu putem să le evităm sau să le ștergem. Mă gândesc că doamna Codruța Kövesi ar fi trebuit să facă o anchetă și pe la doamna van der Leyen și pe la toți cei care, mă rog, au făcut adică de teamă ca rânduia cumva, la asta. De teamă ca nu cumva autoritățile de la Bruxelles să ajungă într-o astfel de situație, vom pune Batista pe țambal și vom mușa cred că asta este o variantă. Uh-huh. Pentru că altfel, indiferent cât de diplomat sau de, mă rog, atent ar fi Câțu, da, cred că nu-i convine să se ducă la pușcărie. Și atunci lucrurile astea gândite într-un fel printre cei cu care el va vorbi la DNA sau la interne sau ridicat. La unde o fi, trebuie să explice, bă, fraților, nu mă trageți pe mine, că automat trebuie să-i trageți și pe el alții. Și sunt convins că lucrurile nu sunt din partea noastră doar nocive sau rele sau s-au înnoplat de norociri numai din cauza noastră. Ci este o legătură foarte evidentă, după părerea mea, că s-au făcut niște greșeli, niște erori și ca de obicei noi ne-am lăsat călcați în picioare, cum facem de obicei când e vorba de străinătate, și a trebuit să facem achizițiile astea când toată lumea știa că nu e nevoie de lucrurile astea, mă rog, nu, de atâta, nu doar că de nu cantitate. Aveam nevoie de cantitatea aia, care era o chestie vizibilă. Evident. Adică toți oamenii cu capul cât de cât pe umeri au reacționat în acel moment. Și sunt convins că au fost discuții în underground și mediul politic. Bineînțeles. Cu toate restricțiile și constrângerile de atunci. Însă, mi-aduc aminte că acest Florin Cîțu, care ar putea fi anchetat pentru multe alte lucruri și pentru împrumuturile pe care împrumuturile, le-a făcut într-o veselie și pe care le-a taxat și premierul Marcel Ciolacu de curând,
De exemplu, pentru că habar n-avem de ce le-ai făcut în maniera aia, nu ne-ai explicat niciodată unde s-au dus și la banii. Ce dobânzi? Și la dobânzile pe care le-ai făcut, și acolo trebuie ancheta dacă e ceva curat sau nu. Ne făcea teroriști pe toți, sau făcea teroriști pe toți cei care ezitau în a se vaccina. Ca și cum decizia era una atât de simplă, când putea să fie o loterie, pentru că până la urmă a fost o soluție de moment pe care autoritățile au avut-o, dar fără să ai garanția că vei depăși cu bine faza post-vaccinare. Da. Adică au fost destule cazuri pe care le cunoaștem cu toții printre noi, ca mulți să fie avut rezerve. Nu că oamenii aveau o problemă cu vaccinarea, numai că politica asta cu... Și practic... făcea teroriști pe oameni și ajunseseră la niște forme de constrângere absolut aberante. În loc să facă o campanie explicită, să le explice oameni, bă, e singura soluție pe care o avem. Nu știm în acest moment cu ce ne confruntăm cu adevărat. Asta ni se spune că e soluția? Da, vă înțeleg. Aveți rezerve, e normal, nu ne putem juca cu viețile noastre, aveți copii, unii dintre voi, nu puteți să vă hazardați, dar e singura soluție și avem certitudinea că este o soluție destul de, nu sigură cum ni s-a spus, destul de bună. Ei bine, marketingul a fost absolut jenant, iar constrângerile nu vor fi uitate niciodată și nu trebuie să fie uitate niciodată. Acea nu numai constrângeri, dar cu ce, adică, în, și ce agresivitatea, în ce formă. Agresivitatea, pe care nu și-a permis să-și Ceaușescu, niciun discurs de lui. Mă rog, în condițiile normale, fiecare se vaccinează ca să se apere pe el, nu altfel. Absolut. Eu a trebuit să mă vaccinez, bine, eu m-am vaccinat cu Johnson, dar a trebuit să mă vaccinez pentru că nu puteam să intru la guvern, nu puteam să intru la parlament, nu puteam să intru eu la minister. Eu n-am făcut-o pentru că am crezut în aceste vaccinuri. Am explicat o singură dată, m-a întrebat cineva pe rețelele sociale și am explicat pentru că n-am făcut niciodată apologia acestor lucruri. Am făcut-o strict pentru că l-aveam pe Filip în casă, iar după ce tatăl meu a ajuns în faza finală a vieții, și eram plecat într-o vacanță în Grecia, a trebuit să stau nu știu câte zile în Bulgaria ca să pot să intru în țară și tata putea să moară în orice clipă. Și mi-am jurat atunci că voi face acest pas, dar nu voi uita niciodată că m-au constrâns să fac asta, pentru că nu puteam duce cu Filip într-un spital în afara țării dacă era nevoie. Da. Deci a trebuit să fac asta strict din rațiuni de acest tip, nu pentru că am crezut în această soluție. Am crezut nu că vaccinul în sine... Și am sunat-o pe profesoara Carmen Dorobăț și am zis, doamne, care e varianta cea mai puțin nocivă din ce știți? Punct. M-am dus, am făcut și asta a fost tot. Ideea este, depășind faza asta, fiind un personaj care se bazează pe știință și eu mi-am făcut toate vaccinurile posibile, deci n-am avut niciodată problemă. Bine, alea le făceam când eram copii, mă. Nu, nici eu, nici copii. Poliomelită, nu știu ce alte... Nu, am fost foarte atașat de latura asta științifică și de latura medicală, dar ce s-a întâmplat atunci a ridicat foarte multe semne de întrebare. Și am mers pe mâna celor care spunea, dom'le, nu intervin prin focar pandemic, mai ales că erau virusologi de renume, ci de-abia după ce se liniștește focarul, creezi o soluție ca asta, numită vaccinare. În rest, apelez cu mijloace de altă natură medicale, dar cele, să zicem... Măi, Mădăline, asta a fost o afacere. Adică, da. Hai să fim serioși, n-a sărit lumea să ne apere de buba, da? A fost o afacere, mega. O chestie chiar văzută de sus în jos și de jos în sus. Și atunci noi ne mai mirăm că de ce a trebuit să... Am fost forțați, practic, să ne vaccinăm. N-am fost lăsat, bă, dacă vrei te vaccinezi, dacă nu, nu. Nu, domne, obligatoriu. Mai spun și că nu puteți. Și această manieră, sunteți teroriști dacă nu păi sigur că da, pe... sigur. Deci asta a fost clar un plan. Și mirile care au însoțit această pseudo-campanie au fost... Bine, dar noi suntem meșteri în chestia asta, așa că nu mă mai... Nu numai noi, a fost peste tot. Iar la noi, oricum, o degradare absolută față de alte țări clar. Care s-a folosit un alt ton, a fost o degradare absolută. Numai au fost niște mizerii. Oricum, Florin Cățu ar trebui cercetat pentru mai multe lucruri. Întrebarea era dacă își va petrece sau nu sărbătorile în spatele gratilor. Înțeleg că totuși de teama unor precedente care ar putea inspira alte furori din spațiul european. Bineînțeles. S-ar putea să pună Batista pe țambal, asta crezi tu? Sunt sigur că este totul făcut doar așa de ochii lumii. Pentru că nu o să îi se întâmple nimic lui Câțu. Pentru că dacă un om normal, când te anchetează pe tine Câțu, tu trebuie să spui niște lucruri pe care ăla te întreabă. Bă, ai făcut aia? Mai trage și nu știu câți după el. Păi da. Și atunci, dacă te duci până sus, îți dai seama cum ai făcut contractul? Ce ți-a oferit ceva? Nu, dar ce ți-a sugerat? Ce s-a sugerat? Iar nu-ți mai spun că la câți bani s-au dat, presupun că o parte din banii aia s-au dus unde trebuie. Hai să fim serioși. Dumnezeu știe unde s-au dus. Și mai avem încă datorii. Da. Deci, mă dorim voi cu interesant. A se nota, nu crede că Florin Cățu va ajunge la pușcărie. Un alt caz, cazul celebrului primar Cherecheș, care ar fi fugit din țară.
Românii au făcut o bășcălie cruntă pe net. Sunt și unii care îl susțin, că ar fi avut niște discursuri și că a pățit-o din cauza discursurilor lui, dar, mă rog, aici e greu de crezut că cineva l-a pedepsit pentru discursurile pe care le ținea. Și cum românii sunt neîntrecuți la bășcălie, să arăt o fază. A apărut o poză cu el bătut. Am văzut-o, da. Comenta și ministrul justiției, cred că din România, în sensul că s-ar fi lovit în tentativa lui de a se sustrage prinderii. Cum s-o fi lovit, nu știu, a lovit cu gura de clanță. Ciudat, nu știu. Că... cu bărbia de clanță, n-a văzut pe unde e ușa, a intrat în ușă, cum s-o fi lovit în halul. Contează mai puțin. Așa, a făcut în conjurul țării poza aia, a făcut în conjurul țării poza cu el afectat un pic la față. Astea sunt secvențe de unde? Pe Cluj. Da. Nu știu ce, dacă ești din Cluj, că el a fost prins în Germania, în Augsburg. Hai să vedem totuși cum fac niște românii pe net de primarul Chirichiu. Asta era secvența, dar nu se vedea aici că e alb-negru mai mult, sau da. Ce puțin așa vedem noi până în platou. La barbă avea niște urme mai... Păi și cine l-a pozat? Păi, probabil că anchetatorii, că e prins, e cu mâinile la spate. Avea niște urme de lovitură la barbă, destul de puternice. Și pe o parte așa, pe partea aici dreapta. Nu se vede, din ce poate telespectatorii sunt mai... ager decât noi. Hai să dăm secvențele cu bășcălia făcută de români la adresa primarului Chirichiu. Titi, iubirea mea, hai acasă. Hai acasă tu. Hai că jur să mor eu dacă te mai bat. Nu mai dau cu tine. Te visez noaptea. Te văd așa că vii pe un or așa de bani acasă, știi? Titi, hai acasă. Hai că nu te mai bat. Nu mai dau cu tine. Te visez că vii pe un nor de bani. Da. Faze românești. Nu ne întrece aproape nimeni în bășcălie. Și am terminat cu subiectele la zi. Chirichiu s-ar putea întoarce, după cum am aflat, în 10 sau 60 de zile. Până în 60 de zile în România. Am înțeles acum mai nou că chiar dacă el e în Germania închisă, și că vrea să-l scape mafia italiană. Deci îți dai seama ce, el e cetățean italian. Ce personaj important, știi, că ca și cum ar fi vreo mare personalitate. Eu nu știu ce să zic. Nu, mă, ce să zici, mă? Și-a luat buletin în Italia anul trecut. Deci are buletin de Italia. Da. Așa. În septembrie, dacă nu mă înșel, și în Italia se întâmplă lucruri. Adică, aia da, dar de ce n-a plecat în Italia atunci? O fi avut un parteneriat cu niște băieți pe acolo. Da. O cunoaște pe anumite filiere, niște băieți care sunt fac parte din coza noastră, nu știm. Nici n-aș vrea să mă hazardez în speculații, că omul poate e nevinovat și vom vedea. Trebuie să se pronunțe justiția dacă e vinovat sau nu. Acum am mai avut probleme, justiția a fost arestată. Mafia și coza noastră și alealtă, Ndrangheta. Cupola, Ndrangheta. Da. Vor să neapărat să-l ia pe... Hai, mă, să fim... E băia bun, s-a făcut milă de Chirichiu. Da, mă, Chirichiu-și nostru. Chirichiu-și nostru. Chirichiu. Da. Te amă, Chirichiu. Probabil că i-a zis șeful coza noastră și va scăpa din Augsburg. Da. Nu știm. Vom vedea cum se va solda această poveste dramatică cu Chirichiu. Poate este omul nevinovat și ne trezim că iară, că au mai fost cazuri și erori ale justiției, dar e cert e că a mai fost în pușcărie, așa că să lăsăm ancheta. Are experiență, da. Topuri și curiozități românești mai avem până acolo. Ne apropiem de această festivitate, acest festivism specific Zilei Naționale. Ce mai sărbătorim noi din punctul tău de vedere? Ce sărbătorim de... Că știm ce sărbătorim de 1 decembrie, ce s-a întâmplat la 1918 pe 1 decembrie. Să nu ne acuze oamenii că nu știm istorie, că eu chiar știu. Păi, mă, dar cum întâmpinăm noi această sărbătoare? Ce ți se pare că mai sărbătorim astăzi? Ce motive de sărbătoare avem? Eu am un of mare, așa, un fel de supărare ținută în mine. Și asta nu de acum, de întotdeauna. În ce ne privește pe noi românii care facem sărbători de-astea și, cum să zic, ne dăm peste cap... până și aia care se duc să pupe moaște și chestia... Pe mine mă dezgustă chestiile astea.
Bă, eu sunt credincios, cred în Dumnezeu cu toată ființa mea, dar El e în mine. Eu nu mă duc să mă târăsc până în jurul bisericii, pe coate și pe genunchi. Nu mă duc să pup moaște. Nu mă duc să mă dau capul de altar. Nu pup poala popii. Credința, și asta e frumos, partea de credință în intimitate față de Dumnezeu este, după părerea mea, unică și esențială. Restul, cum facem noi, și acum o leg de chestia cu sărbătoritul, frate, e ușor tot ce ni se întâmplă nouă la toate sărbătorile, că sunt ortodoxe, adică credincioase, că sunt de-astea de stat, da? Păi e un fel de, nu știu dacă se cheamă circ, dar e un fel de primitivism, așa, un fel de mod chici. Da. Fals. Fals și nu te încălzește, adică nu știu cum să spun. Că e farstoasă toată sărbătoarea asta, că este esențială pentru istoria României, că bă, noi știm astea, toate le-am învățat la școală, nu? Bă, dar să te rupi un figur și să te apuci să faci mobilizări de zeci de mii de persoane și să, nu știu, să consumi niște energie pe lângă bani, că și așa suntem plini de bani, ce să mai zicem, da? Mie mi se pare totuși o chestie ușor barbară. Și atunci mă gândesc, bă, nu-i mai frumos tu, ca român, să te gândești cum să poți servi țara sau să o ajuți sau, și tu să fii cel care participi la clădirea sau la construcția sau la, nu știu, la înflorirea țării, decât să faci balet de ăsta. Mie mi se pare neavenită chestia asta. Dar mă rog, dacă așa fac toți, zic că să facem și noi, nu mai e vorba. Bun, de... Bun, zice că din perspectiva statului, genul ăsta de manifestări au o anumită rațiune. Pe de altă parte, te gândești dacă mai într-adevăr armata biruitoare de la 1900. Ce să ai armata 18 biruitoare? Sau cea care intra și lua cadrilaterul, sau armata care ajungea la Budapesta, sau armata României din al doilea război mondial, care deși a întors armele și a reușit lucruri extraordinare, aducându-și a patra contribuție la înfrângerea germanii hitleriste. Da, bine, tu ții minte paradele la începutul anilor 90, care nu erau așa de pompoase, de fastoase, sau cele dinainte de 89, da? Se făcea o paradă, venea, trecea o grămadă lume cu stegulețe și cu nu știu ce, și se termina. Că o investiție, atât că sunt niște consumuri aici, Mădăline. Asta e o fază cu nu știu ce blindat, cred că e american, ăsta care face o pană sau ceva, se defectează pe... Se mai defectează și la americani, nu numai la noi. Așa. Deci cred, după părerea mea, ca să închei pe tema asta, nu trebuie să ne facem într-un fel de rușine mai mult decât ne facem noi cotidian. Părerea mea, nu știu, poate eu greșesc. Dar eu sunt patriot, dar adevărat. N-aș pleca din țara asta nici dacă mi-ar face covor de briliante. N-aș pleca. Eu nu pot, dacă sunt plecat în străță, mai mult văzut, de... Și ai călătorit. Bă, mai mult de 2 săptămâni nu pot să stau. Vreau acasă. Eu am fost profesor în Turcia, la Izmir. Veneam din 2 în 2 sau din 3 în 3, cum apucam acasă, măcar să stau 2-3 zile. Deci eu nu pot să mă dezlipesc de țara asta. Deci nu poate zică nimeni că sunt vreun trădător sau știu ce altfel de personaj. Deci nu pot, nu plec din țara asta nici pentru nimic. Să fiu ultimul om, să fiu cercetător, să fiu salahor, să fiu orice, nu plec din țara asta. Bine, asta nu ca deci să... Deci ai dezamăgirile tale și așa mai... Bineînțeles, adică hai să fim serioși. Întorcându-ne la aceste manifestări, care pe undeva am spus, din perspectiva administrației statale, sunt firești. Și sunt români care participă la parade, au un moment în care, mă rog, se simt mai solidari și încearcă să simtă, să-și forțeze inima să mai simtă ceva. Sunt foarte mulți români care habar n-au cine a favorit unirea sau care au fost... Mi-e greu să cred că nu știu românii. Ba nu, sunt foarte mulți români care habar nu au cine au fost actorii principali ai săvârșirii unirii. Sunt foarte puțini români care știu că ce rol a avut Regina Maria, sunt foarte puțini români care știu ce rol... Păi stai, n-au fost la școală și ei, n-au citit. Cine învață așa?
ce rol a avut Ionel Brătianu. Ăștia, nici în manualele de istorie nu se spun lucrurile astea atât de... Eu am învățat. Rolul Ionel Brătianu... Le-am învățat eu, că am vrut eu, da. Sau Reginei Maria, nu l-am văzut dezvoltat. Pe vremea noastră, când am făcut eu școala, n-ai avea voie să vorbești despre Regina Maria. La un moment dat, Ionel Brătianu era respins de marile puteri la tabăra, în conferința de pace. Da. Și a trebuit să intervină Maria cu toate legăturile ei pe linia regalității și cu toate influența ei și cu farmecul ei și așa mai departe. Și pe anumite filiere, nu numai farmec, cu anumite dealuri, s-a reușit un lucru care părea pierdut la un moment dat. Iar jumătate din cei care au făcut unirea, din actorii principali, au ajuns în pușcăriile comuniste, Mădălin. Deci jumătate din ei, asta a fost recunoștința neamului pentru ei. Cu rușii aici am reușit să aruncăm jumătate din acele personaje politice și acei lideri în pușcărie. Și o elită întreagă. De-aia mă gândesc când sărbătorim, ce sărbătorim. Știm asta? Știm că cei care... Nu convine nimănui să știe și lucrurile din dedesubtul celor de vedere, înțelegi? Nu le convine. Adică, ei o iau de bun așa cum e. Ia, uite ce frumos e, paradă un altă. Niște fasole cu cărnați. Da. Nu, dar sunt niște lucruri, altfel nu ne vom vindeca niciodată. În primul rând trebuie să cunoaștem exact ce s-a întâmplat, să știm cine s-a zbătut pentru asta, care au fost argumentele, cât de mari au fost eforturile, care au fost actorii și să, trebuie să știm că eu cred că dacă Ionel Brătianu nu murea răpus de o răceală tâmpită în 1927, la scurt timp după ce a murit Ferdinand, regele Ferdinand, și nu murea poate niște culpe medicale, poate din lipsa mijloacelor medicale de atunci, ar fi sfârșit în pușcăriile comuniste, ca și Maniu, ca și alții. E adevărat, Mădăline, da. Și să-l bagi pe Ionel Brătianu era ceva înfiorător. De-aia a murit, adică Dumnezeu nu i-a hărăzit soarta aia cumplită. Să ajungă și în pușcăriile comuniste și pe mâna rușilor. Iubitule, pe vremea aceea existau foarte, au fost foarte multe greșeli făcute. Și nu numai la noi. Sigur că cazul lui Ionel Brătianu este evident că e o eroare mare de tot. Nu, norocul lui, între ghilimele, norocul lui că a murit la timp. Altfel sfârșea într-o pușcărie. Vis-a-vis de ce au pățit Maniu și așa mai departe. Și Brătieni, Gheorghe Brătianu, fiul lui Brunel, care deci, era un istoric excepțional. Nu se poate să, cum să facem analiză noi acum, că nu se, sigur că-s păreri de rău, că-s regrete, dar noi nu putem face analiză pe ce s-a întâmplat atunci, decât să deplângem lucrurile, da? Tu nu uita că în istoria noastră, de cele mai multe ori, noi n-am făcut greșeli sau rele din proprie inițiativă, de cele mai multe. Au fost și făcute de noi, din mintea noastră, dar restul au fost făcute prin influențele care veneau din afară. Și din afară mai mult spre est, dacă vrei să explic. Și atunci, sigur că s-au făcut erori, care acum le discutăm pe noi, pe toți românii, pe toată țara, ne costă chestiile astea făcute, greșelile. Eu întreb, am senzația că acest popor... În acest moment, deși are chestii de sărbătorit pe care o să le arătăm în această seară, sărbătorește mai degrabă faptul că încă suntem o țară întreagă. Încă mai suntem împreună ardelenii cu muntenii, cu oltenii, cu moldovenii. Asta ar fi de sărbătorit, pentru că vedem exemple în jurul nostru care ne arată că puteam sfârși mult mai prost sau puteam avea un destin mult mai complicat și din acest punct de vedere. L-am auzit pe Mircea Joană recent, temându-se, prelând o temă pe care am lansat-o la un moment dat în public, sau, mă rog, gândindu-se și el, la faptul că dacă lucrurile mai merg așa, cu acest rid de emigrare, vom ajunge, nu în foarte mult timp, de acum încolo, să fim o națiune care se va stinge, pentru că s-au mai întâmplat lucruri de astea în istorie. Exact asta am spus și eu. În ritmul în care importăm muncitori străini, și în ritmul în care pleacă românii, în 20-25 de ani am putea să fim orice altceva, dar numai România, nu? Iar toți românii care au plecat din țară se vor stinge și topi în magma altor popoare. Și vor uita urmașii urmașilor lor că au fost vreodată români. Deci acest popor va fi cu totul altceva. Nu are rost să ne gândim, zic mulți, peste 50 de ani. Ce mai contează? Contează același în urmă. Tu ai dreptate, dar să știi că ăsta este un pericol care paște întreaga Europa, nu numai pe noi, știi? Noi hai că mai știm să ne adaptăm, dar uite ce pățesc italienii, uite ce pățesc francezii, uite ce pățesc nemții, care nemții sunt mult mai puritani așa și mai rigizi, știi? Nu știu ce o să se întâmple, dar în condiții normale, sigur că trebuie să existe niște reguli.
Dacă noi îi primim pe toți aia care vin la noi și intră cum intră în țară, nu numai la noi, dar și în Italia. Avem deficit de forță de muncă. Păi nu se poate. Deci sunt lucruri care, mă rog, caii noștri pleacă în străinătate de patrioți ce sunt, ca să o dau și pe asta. Sigur că e din cauza banilor, adică din pe cauza câștigurilor. Dar problema este că în afară de românii noștri care, mă rog, dispar din ce în ce mai des și mai mulți, pentru că găsesc o viață mai favorabilă în afară, noi, ca popor, noi nu mai n-ai văzut că a scăzut periculos de mult natalitatea. Și sunt lucruri care, în timp, sigur, cum spui tu, în 25-50 de ani, o să se simtă. Acum, că vin ăia de la din Filipine sau de unde ori veni ei, nu, de asiaticii. Păi, eu nu înțeleg cum se adaptează ăia, adică la ce fel de sărăcia, viață se așteaptă. Sărăcia îi îndeamnă să se adapteze. Și bine, mă, dar ei vin de la săraci la săraci? Suntem puțin mai bogați decât ei. Puțin mai înstăriți decât ei. Așa, rău cum stăm în topurile europene, suntem un pic mai înstăriți decât ei. Chiar mă uitam pe niște topuri și am rămas un pic surprins că ne bagă în spatele Bulgariei pe niște chestii, iar Bulgaria, din punctul meu de vedere, n-are nicio șansă să stea în fața noastră. Adică Bucureștiul cred că are PIB-ul mai mare ca al Bulgariei. O bune. Deci sunt și niște topuri rău voitoare, asta este clar. Bucureștiul are PIB-ul cu Ilfovul la un loc, mai mare ca al Sloveniei. Adică de ce n-ar avea mai mare ca al Bulgariei? Nu... Dar uite, avem și chestii la care, să zicem, progresăm. Lucrul este cert. Mi-e teamă însă că sunt ultimele manifestări de asta, de românism, în maniera în care este condusă această țară. Pentru că dacă lucrurile vor continua la fel cu această prăpastie evidentă care s-a creat între români și mediul politic, și la măsurile absolut tembele pe care le iau acești politicieni din când în când, dar cu insistență, din ce în ce mai mulți români vor pleca în perioada următoare. Eu am anticipat marele val migraționist de acum încolo. Deci dacă PSD-ul, de exemplu, nu reușește să înțeleagă, chiar dacă situația visteriei este cumplită, că altele trebuie să fie modalitățile de a opri scurgerea banului public și proasta gestionarea finanțelor țării, nu creșterea taxelor în maniera asta, prevăd o migrație a creierelor în România și a celor care au reușit în țară, am mai spus-o, și asta va fi cea mai periculoasă pentru România, că trebuie să va stinge lumina. Tu ai dreptate, într-o formă teoretică, dar trebuie să spun că, în primul rând, asta cu taxele, din câte știu eu și câte am vorbit cu ai mei la partid, nu se va întâmpla. Deci, nu știu, poate că există niște măriri pe la TVA sau pe la, nu știu, alte taxe. Prostie, da? Mă rog, dar se încearcă o stabilizare, nu se încearcă o rupere a situației din punct de vedere financiar, economic. Iar eu vreau să spun că, indiferent cine ar... Uite, dacă să o luăm varianta cea mai nefericită cu aur, da? Uh-huh. Dacă vine aur la putere, de unde? Ce face? Cum ia bani? Sau de unde ia bani? Sau cum se descurcă economic vorbind? Păi da, vrăjeală am și eu și pot să ies în stradă. Eu știu ce aș face eu. Eu știu ce aș face. Nu știu ce va face aur. Că nu, dar spuneați. Dau un exemplu, că ai zis de PSD, da? Sau liberalii, sau nu știu... USR nu intră în discuție, da? Să zic alte partide... Cu ce soluție vii? Adică trebuie să aibă ce ai un los câștigător în buzunar și îl deschizi tu când ajungi la putere? Deci sunt treburi pe care... Eu am prezentat soluții în emisiunea asta. Am adus oameni care au prezentat soluții. Dimitule, ne privesc pe toți soluții. Am înțeles, da. Există soluții. Există soluții. Există soluții chiar așa, cu piciorul în gură, pe cum suntem noi, ca țară, și cu visteria goală sau golită de furturi. Bine, mă, soluțiile astea pe care le-am discutat și noi. Da, sunt soluții. Păi dacă o țară atât de bogată pe care a înzestrat-o Dumnezeu nu e în stare să se mențină la nivel de plutire, ce pretenții să mai ai? Păi dacă noi suntem vasali și am fost servitorii tuturor din toată lumea asta de 1000 și ceva de ani, uite, cum să... Păi și explică și mie cum vrei să faci. În primul rând trebuie să nu mai fim vasali. Păi da, așa am trebuie fost, trebuie să dezvoltăm parteneriate. Bă, tu n-ai văzut că rupem hainele de pe noi cu steagul României, ieșim, noi suntem patrioți, noi ne iubim țara. Și dacă îi dai 15 lei, l-ai cumpărat. Păi deci nu se poate. Deci sunt lucruri pe care pe mine mă dor.
Eu spun doar că văd lucrurile astea de... Am 70 de ani, Mădăline. Deci nu sunt un copil venit din neant, așa. Deci am crescut și am crescut într-o familie de oameni înstăriți, cu muzicieni, cu renume, cu caracter, cu tot ce vrei, cu meserie și așa mai departe. Bă, nu se poate. Deci noi am fost tot timpul într-o urmă de... ăla care scapă turma. Deci nu se poate, mă, frate. Săraca țară bogată. Chestiile astea le auzim de vreo 150 de ani. Unții noștri au ori poartă, noi cerșim din poartă în poartă. Bine, mă, și e normal să se întâmple așa, că tot nu reușim să depășim această fază. Înseamnă că avem și niște probleme genetice. Ceva stă strâmb, e strâmb. Bine, mă, dar tu când constați că te doare ureche, nu te duci la doctor. Asta vine și din niște motive, că toți suntem înaintea sărbătorii naționale, asta vine și din faptul că învățăm o istorie greșită. Nimeni nu le explică românilor niște lucruri de bun simț. Au fost etape în care, pentru a ne afilia unor familii politice care să ne ajute în scopurile noastre imediate, a trebuit să facem niște compromisuri și în modul în care predam istoria. Și ne-au învățat că facem compromisuri și a trebuit să spunem că ne-am format cum ne-am format, ca să ne recunoască masonii latini, Franța, Italia, nu știu ce, să ne sprijine în anumite măsuri politice. Astea sunt teorii. Nu suntem. Deci noi ar trebui să mergem pe un alt tip de marketing de țară. Îmi pare foarte rău, știi că sunt mulți care... Păi și pe ce tip de marketing? Le mai spun o dată românilor. Dacia a fost cucerită în proporție de o treime, să zicem. Un pic mai mult de o treime. Aproape două treimi din Dacia au rămas în afara teritoriilor cucerite de romani. A spune că o populație neînvinsă de romani a preluat limba unora care nu i-au învins niciodată este o aberație. În primul rând, istoricii noștri ar trebui să modifice această imbecilitate care nu există nicăieri. Doi, nu se putea face o simbioză între o populație neînvinsă și una care nu i-a cucerit niciodată. Doar prin schimburile comerciale nu puteau înlesni un astfel de fapt. Nu s-a întâmplat nicăieri în istorie. Deci există doar câteva explicații. Un istoric, Dio Cassius, care este unul dintre marii istorici ai Antichității, a spus că acest război dintre daci și romani a fost un război fratricid. Nimeni nu predă chestia asta în școlile românești. Iar împăratul Traian, în cărțile care s-au pierdut ale lui, a scris despre războaiele astea cu dacii, a zis că se întoarce împotriva străbunilor lui, deci se considerau rude. Dacii erau străbunii latinilor și al altor popoare indo-europene. Vorbeau o limbă înrudită, cumva. Deci, dintr-o anumită perspectivă, a trebuit să mergem pe alt tip de marketing, să le spunem că am fost și noi aproape un imperiu în antichitate, că am avut perioade istorice de înflorire, așa cum era regatul dac, a fost un imperiu de temut și un regat de temut, ajungeam până în Slovacia, până în Moravia, ajungeam până în Germania, erau triburi chiar și acum unde e Olanda, burii din Olanda și chiar și în Africa de Sud. Era foarte răspândit acest popor. Învățăm o istorie greșită, o istorie a umilinței. Nu știm de unde venim, ne-am format din corciturile Romei aduse aici pe soldații care erau aduși din toată lumea și puși aici pe teritoriul ăsta, care s-au unit cu femeile dace și a rezultat un popor. Hai să fim serioși, nu e chiar așa. Da, mă, tu ai dreptate. Și dacii au fost luați și duși în alte părți. Nu, istoric prieten. Vorbind, ai dreptate, dar factic... Când ne cer ungurii Transilvania, ne putem uita pe harta lui Burebista, doar ca idee, și le arătăm și noi că am avut o parte din teritoriul Ungariei în regatul lui Burebista. Când ne cer alții, nu știu ce, le arătăm și noi, ne mai uităm în sudul Dobrogei și le putem arăta ălora care ridică nasul și vor bucăți din teritoriul nostru. Deși mi-aș dori să facem cu ei niște confederații ca să depășim aceste frustrări istorice și noi și ei. Mădăline, tu ai dreptate, teoretic, cu pieptul un pic mai sus, tu... folosind resurse naturale mai deștept. Da, mă, dar alte parteneriate? Spui mie, care eu îți de acord. Mediului politic, celor care se uită, putem spune în presiune pe politicieni, se pot face lucruri, pot intra oameni mai deștepți în politică. Haide, mă, Dăne, ce n-ai, mă, vorbim, ce presiune să pui, mă, n-a fost sute de mii de oameni în piață, ce și dracu? Nu s-a întâmplat nimic. Păi ce dracu, vorbim tâmpenii. Da, atunci ar trebui să stingem lumina, se va întâmpla exact ce zic. Nu, se va stinge lucrurile pe care oamenii care au cât de cât credință în țara asta, nu? Și sunt... Nu-mi place cuvântul patriot. Nu, care cred în România și simt să trăiesc aici, ei trebuie să facă un fel de brainstorming, așa, un fel de exercițiu mental, să se adune și să facă ei propuneri, variante de renovare, nu știu. Strategii. Da. Strategii pe care dacă, să le și aplice. Păi da, dar nu, știi ce să... Hai că nu-mi place să vorbesc prea mult despre chestia asta, că mă fierbând și iau foc. Noi trebuie să fim realiști și sinceri cu noi înșine, întâi, ca să putem fi sinceri cu ceilalți. Asta e ideea. Nu ne cunoaștem istoria, nu cunoaștem cine sunt aia mari care au făcut cu adevărat istorie.
foarte puțin manualele noastre de istorie insistă pe figurile luminoase. E adevărat că am avut perioade de întuneric destul de mari. Și pe alea le ascundem cu jenă. Și sunt foarte mulți care urmează pe linia asta occidentală și că să ne arătăm noi că de latini suntem și așa mai departe. Nu, prieteni, suntem... am fost înrudiți cu acești latini și este destul de cert, cu toate că sunt unii care zâmbesc și râd când au lucrurile astea, pentru că altfel nu se explică faptul că avem această limbă era răspândită pe un teritoriu care nu le aparține romanilor, niciodată. Și că cu grecii, de exemplu, cu grecii cu care aveam schimburi comerciale, nu le-am preluat limba. Și au stat în zona Dobrogei și în Calatis, Tomis, da, și așa mai departe, 1000 și ceva, 2000 de ani. Și nu e 800 și ceva de ani, 1000 și ceva de ani. Și nu le-am preluat limba. Cu toate că făceam tot felul de parteneriate cu ei și mai atacam din când în când și le mai luam după acolo bunurile. Deci, sunt lucruri clare. Trebuie să ne cunoaștem istoria, trebuie să știm care au fost momentele bune, trebuie să știm ce resurse avem, că nu știm nici măcar asta, nu ne explică nimeni. Trebuie să știm pe ce se duc banii, ce investiții fac cei din guvern. Nimeni nu explică nimic în țara asta. Doar că atunci când se ajunge la fundul sacului, creștem taxele. Păi e corect? Nu e corect, dar genetic vorbind, noi, în afară de calitățile pe care ni le recunoaște lumea, că suntem inspirați, că suntem talentați, că suntem adaptabili, că avem niște lucruri pe care probabil că alții nu le au. Avem un defect mare. Suntem lași. Și a fi lași implică și trădare, și minciună, și lașitate, și, cum să spun eu, formele care în timp lasă amprente și semne grele și urâte. Bă, eu sunt patriot. Jur. Mă jur pe mormântul părinților mei. Eu n-aș putea să plec din țara asta. Indiferent că aș muri de foame sau decât să mor acolo, mai bine mor aici, da? Acasă. Bă, da, spune și mie, în ce fel eu pot fi logic atras de ce oferă poporul ăsta sau statul ăsta sau conducătorii lui? Bă, dacă nu există ordine, disciplină, corectitudine, rigoare, nu poți să faci nimic, bă, nicăieri. Bă, fără ordine și fără... Stai un pic, dar mai presus decât asta, ca să ai ordine, trebuie să ai o strategie, trebuie să ai un plan. De acord, dacă ai ordine, poți să-ți faci și planul, adică cu disciplina respectivă. Nu poți să impui o ordine dacă tu nu ne dai un exemplu. Dă un exemplu ca autoritate și creează niște strategii pe care românii să le explică, să vadă că sunt bune și atunci te urmează toată lumea. Dacă tu n-ai astea. De acord, mă, dar impostura este la ordinea zilei. Adică trebuie să recunoaștem că și asta este una din calități între ghilimele. Bă, nevoia noastră de a face ordine cu noi este primordială. Și îți spun ceva. Dumnezeu ne-a dat atâtea bogății și resurse că este criminal să ne batem joc noi de noi. Hai să începem să dăm imaginea, apropo de bogățiile și resursele României, pentru că a pus Mădălin voi cu punctul pe ei. Hai să începem să le dăm niște imagini senzaționale cu România. România care se transformă totuși, România care prin inițiative locale, prin inițiativele lăudabile ale unor personaje providențiale pentru comunitățile locale, începe să arate în anumite porțiuni ca regiunile din vest și poate mult peste acestea. N-aș vrea să începem cu mâncarea. Aș vrea să arătăm orașele... Ai văzut românul? Da. Cum face el ordine? E foarte, foarte mișto astea cu murături. A, da, pe sigur că e mișto, dar tu ar cerut altceva. Dar aș vrea să dăm... Nu aș vrea să dăm mâncare, m-auziți? N-aș vrea să începem cu mâncarea. Aș vrea să începem cu orașele, cu cum arată așa, varianta asta. Nu știu dacă avem și ambianță. Era mișto să auzim și o muzică pe chestia asta, dar... De ce nu mi-ai spus că veneam eu cu vioara? Veneam cu vioara și cântai. Dar poate noul platou pe care îl va avea metropola vom putea face și așa ceva. Astea sunt secvențe din România. Le-am luat de pe Instagram de pe acest cont, numit România, și arată excepțional. România se transformă împotriva modului în care politicienii reușesc să, între ghilimele, să ia decizii de multe ori strâmbe sau proaste, cu anumite excepții, pentru că nu putem generaliza, România are un ritm de dezvoltare al ei. Sigur că sunt discrepanțe și avem multe românii. Românii săracă, o Românie săracă, săracă, cumplit de săracă, românii care n-au în conturi nimic și probabil nu vor avea în conturi niciodată nimic și 0,4% din populație care are conturile doldora de milioane de lei. Asta nu e rău. Mă, dar de ce ne uităm la extreme, mă, Mădăline? Nu știu, mi se pare... Uite, imagini din România. Da, mă, sigur că sunt superbe și eu îți spun, n-am niciun motiv să joc teatru. Eu nu plec de aici.
problema noastră, sau mă rog, a oamenilor care înțeleg lucrurile astea, ei trebuie să facă ceva, nu-ți dă nimeni bă de-a gata. Deci trebuie să te apuci să faci ceva, să existi și să însemni ceva. Nu merge că dăm că sunt sărac, du-te încăcat. Reformulăm. Bun, cum ar veni? În sensul normal al lucrurilor, bă, tu vrei să faci ceva în țara asta, că zici că o iubești, că ești patriot și ești la demonstrații și faci tot felul de chestii. Fă-mă ceva, nu știu, ocupă-te de un lucru pe care tu cu mâinile tale să-l faci ca să poți să-l arăți altora care să ți-l cumpere. Nu merge așa că doar, aoleo, ce mă fac că sunt român și aoleo, ce necăjit sunt și aoleo, ce pățesc eu și ce soartă am. Nu merge chestia asta. Trebuie să faci ceva. Cine ești, mă, tu? Cu tare. Ce știi să faci? Cu tare. Treci, bă, la treabă. Adică sunt lucruri care, în crescendo, dacă o luăm așa, sigur că și remunerația este mult prea mică în comparație cu ce ar putea să facă. Suntem, conform unui raport al Eurostat, în topul țărilor care au angajat cu salariile cele mai mici. Da. Bun, de acord. Da, sunt pretențiile, nu poți să le ridici doar că ești sărac. Asta e Sighișoara, nu? Arăta foarte mișto. Da, imagini fabuloase din România, imagini fabuloase, sunt de acord. Pe de altă parte, ca să poți să ceri această solidaritate și această implicare a românilor, pentru că sunt totuși elemente dinamice, care și-au făcut afaceri, care și le dezvoltă și așa mai departe, trebuie și tu, ca reprezentant al autorității publice, să faci ceva în sensul ăsta. E adevărat, iubitule, dar nu poți să primești nimic doar pentru că ești sărac. Că sărac ai ajuns sau ai fost dintotdeauna. Deci ca să nu mai fii sărac, să trebuiască să stai cu mâna întinsă... Dacă te gândești la 90, anii 90, am plecat cu excepția ta. Excepția mea. Torba. Nu mă, nevoia de a face ceva... De la un nivel relativ egal. Bă, aproape din sărăcie. Bă, tu ai putea să stai acasă, să nu faci nimic? Nu. Păi vezi, deci sunt lucruri pe care dacă nu le faci, nici n-ai de unde să iei resurse. Nu, aș fi nebunit, evident. Păi vezi... Nu, sunt obișnuit, uite și tu, secvențe din România. Da, n-avem... E superbă, bă, țara asta, este e divină. E superbă, n-aș merge pe nebunia aia, că e cea mai frumoasă țară din lume, cum spun mulți care n-au călătorit. Nu e chiar cea mai frumoasă țară din lume, hai să nu o luăm razna, că nu e adevărat. Sunt țări care ne depășesc din punctul ăsta de vedere, pentru că au un relief mult mai ofertant și au o mulțime de alte chestii, dar avem o țară frumoasă, echilibrată. Păcat că e populată. Avem și această expresie. Păcat că e locuită. Păi ne păp din, din țară, vorbele păcat noastre. Păcat că este locuită. Și da. Asta arată că totuși nu ne dezbărăm de aceste... Uite, Mocănița. În Maramu, iar o chestie frumoasă. N-avem noi trenul ăla elvețian, excepțional sau așa. Dar avem o țară superbă. Și hai să trecem la obiceiuri, la ce avem pe acolo, să le difuzăm. Pentru că este... E normal. N-avem, deci există o ruptură în acest moment și mai multe românii. E adevărat că sunt cei săraci pe care cum să-i recalifici? Ar trebui să faci niște politici de reconversie. Băi, n-au ajuns săraci de marți până miercuri, mă. Au fost săraci întotdeauna. Păi sigur, și atunci nu te gândești, băi, nu pot să trăiesc așa. Vreau și eu să pot să am o preocupare, ceva. Să servesc țara pe care spun că o iubesc, da? Ce faci? Adică, nu știu, e imposibil să nu existe soluții sau să nu poți să-ți faci să-ți gândești o treabă din care să și poți trăi. Nu știu, sunt lucruri... Nu știu, te gândești la Vaslui. Bă, mă gândești la relieful din zonă. La ce Dumnezeu se mai află în sol. Fac un program masiv de reconversie profesională și atrag gospodăriile țărănești în niște chestii. Se pot face programe care să atragă bani din toată lumea pentru așa ceva. Dar nimeni nu le gândește în România. Nu gândești. Păi dacă nu le gândești, cum să ai și pretenții? Uite ce au făcut niște creiere în Oradea. Uite-te ce se întâmplă. Bă, da, am dat niște imagini cu Sibiu, cu împodobirile de iarnă, cu... Da? Ok, după asta. Da, să ne gândim la treaba asta. Deci faci niște programe în funcție de zonă și reușești să atragi... Asta? E senzațional, nu-i mai? Super. Senzațional secvență. Uite-te și la doamna obiceiurile Găin. Noastre care se vor pierde, la aceste tradiții pe care ar trebui să le prețuim în aur. Absolut în aur. La acești bătrâni care se duc și de la care nu învață mai nimeni nimic. Da. Bine, astea sunt chestii obiceiuri tradiționale. Obiceiuri pentru care nemții ar plăti bani grei. A să le păstreze, să le prezerveze. Nici nu știu că există. Asta e dăm prin două. Păi da, nu-i păcat. Atunci la câte tradiții avem și obiceiuri și asta să nu le dați și conservăm. Asta e în Craiova, uite.
Superb a făcut Olguța acolo. Deși eu am cu Olguța Vasinescu o problemă personală, că... Asta nu mă bag. Asta e altceva. Și nu mi-a plăcut că a încălcat, după părerea mea, orice... A încălcat legea atunci, din punctul meu de vedere. Făcând niște chestii retroactiv. Asta e. Nu pot să nu apreciez când face lucruri de calitate. Da, nu, și Sibiu e frumos, și Brașov... O să arăt în imagini. Și Sibiu și Brașov sunt superbe, sunt la superlativ în această perioadă și arată ca unele orașe occidentale. Clar. Semn că inițiativele locale schimbă fața României. Și că se poate. Și că se poate. Păi, sigur. Zic. Uite la Oradea, uite la Brașov, uite la Cluj, uite în alte zone, chiar și Râmnicu-Vâlcea, de unde vin eu, e un oraș... foarte frumos, care arată chiar ca în afară. Uite aici, ăsta e Brașovul, cred. Da, Brașov. Biserica Neagră. Așa, Brașovul, uite și tu aici ce țară avem și cât de frumoasă e zona de acolo și ce se poate întâmpla. Uite, ăsta e Sibiu, nu? Trebuie să văd. Ăsta e Sibiul. Ăsta e Sibiu, piața Sibiu, mare, da. Din Sibiu. Da, 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 uite cum arată piața din Sibiu. Deci, n-ai de ce să ai complexe acum. Dar n-am... Băi, eu sunt revoltat, eu n-am complexe ca român. Mă dezgustă lucrurile astea care sunt niște văitături și niște forme de manifestare de astea primitive. Nu pot să cred că românul e prost. Eu vreau să văd că românul e deștept și că poate și că vrea și trebuie să facă. Nu poți să iei din senin, din cer, să ai de toate pe masă dacă tu nu faci, nu contribui cu nimic. Aoleu, sunt sărac. Aoleu, dă și mie. Aoleu, ce mă fac? Aoleu, firața ai drag cu politicienii. Aoleu, cu tare... Nu se poate! Deci astea sunt chestii care, după părerea mea, e mai rău ca un teatru de vodevil. Faci ceva, ești, te reprezinți ceva, ai mâinile întregi și mintea întreagă, fă ceva ca să poți să trăiești. Uite, într-adevăr, eu nu sunt de acord cu acest hate împotriva oamenilor care au reușit. Nu mă refer la bandiți. Păi da, mă, n-ai văzut, mă... Scuză-mă o secundă. Dar asta este vina politicienilor. Mădăline. Este vina politicienilor care au întreținut un asemenea mediu și o asemenea concepție a românilor împotriva celor care au bani. Nu. Aici este vina este... celor care provin din vechiul aparat comunist, pe anumite fiere, fidă, securiști. Nu știu, nu cred că ai dreptate. Aici, bine, poți să faci mai multe variante. Problema este așa. Bă, ți-ai ales tu să faci cu tare? Da. Și eu mi-am ales să fac altceva. Dacă eu merg bine și tu mergi prost, de ce e boală pe mine că la mine merge treaba și ție nu-ți merge? Păi asta e românul. Te-al dracu ăsta face, bă, și câștigă bambă și eu, vai de mama mea. Eu sunt la fel de deștept ca el. Păi dacă erai la fel de deștept, făceai ce-am exact. Dar nu se poate. Și eu pot să fac ce face el. Păi fă, dacă ești la fel de deștept. Bă, astea sunt apucăturile noastre. Nu, mai, într-adevăr mai primim mesaje de asta, că alții n-au avut șansa. Păi, dar ăla de ce are și eu n-am? Alții n-au avut șansa ta. Aud și eu discursuri de astea, că mai sunt oameni care păi nu se poate. Care e șansa? Că am pornit de la zero. Mădăline, și mulți au pornit de la zero. Tu mă înțelegi, de aia și vorbesc cu tine și cred că și oamenii care se uită la noi înțeleg în mare despre ce e vorba. Bă, dacă tu nu faci nimic, sub ce formă vrei tu să primești? Ce merite supranaturale ai tu ca să tu să stai și să primești și ăla să muncească și să-și facă banii cum știe el? Da, dar e normal, pe de altă parte, tu ca reprezentant al statului, să-i vezi pe aia că se chinuie să facă afaceri din nimic și că sunt ingenioși și creativi și totdeauna să-i sufoci pe ăștia în loc să-i încurajezi, să le oferi facilități și înlesniri. Păi eu sunt muzician, mă, ești nebun, ce reprezint statul? Păi nu tu. Tu, la modul ăsta, metaforic vorbim, nu tu, Mădălin Voicu. Tu, reprezentant al statului, e normal pe de altă parte, deci vorbim de ăștia care nu fac și care se plâng la nesfârșit, da? Categoria asta populației că există. Dar despre ăștia din statul român, care ajung la putere și care de câte ori au nevoie de bani la buget, pentru că au furat foarte mult fraților din politică, bagă mâna în buzunarul antreprenorilor și a mediului privat. E normal, fără să ofere niciun fel de înlesniri. Singura chestie sau prea puține înlesniri. Ai dreptate. Ok, a fost perioada post-Ponta, când Ponta a articulat un pic mediul de afaceri și a oferit niște înlesniri. Lucruri care trebuie recunoscute. Da. Și care s-au păstrat până acum. Și liberalii au păstrat cota unică, care a fost foarte bună, pe care vrea să o schimbe cineva, acum nu mai zicem, ca să nu mai ia de dușman. Dacă n-am făcut-o deja. Mădăline, tu ai dreptate. Am început să fiu amenințat. Cine te amenință, mă? Zi, bă, cine te amenință? Păi am murit eu, nu spui tu. Dar vreau să le spun un lucru. Că îi bag în stabor. Vreau să le spun un lucru.
mie nu mi-a fost frică pe vremea lui Ceaușescu, că nu-și dau seama cu cine au de-a face. Eu am fost ăla care a riscat pușcărie politică pe vremea lui Ceaușescu, am făcut ziar anticomunist și mă amenință pe mine că mă așteaptă la intersecție. Cine te amenință? Pentru că am permis să pun niște întrebări de bun simț. Niște tâmpiți. Sunt curios. În diverse zone. Pentru că am permis să pun niște întrebări. Am ajuns să nu mai suportăm nici măcar întrebările de bun simț puse pe micul ecran și care ar trebui să genereze alt tip de atitudine față de realitate și față de noi. Să ne schimbe un pic și să ne realizăm în ce situație suntem și să ne solidarizăm. Buba, pe cuvântul meu, eu care nu sunt abituat foarte mult cu studiile astea economico-financiare, dar realizez niște lucruri. Bă, în țara asta, majoritatea dintre cei care fac evaziune fiscală, practic fură, da? Uh-huh. Și cei care au, cum să spun, câștiguri ascunse sau chestii de genul ăsta, care nu sunt în evidență, sunt aia care lucrează nu la stat. Deci la stat nu prea poți să... La stat au salarii mari. La stat nu prea poți să ciordești. Nici n-au de ce să mai... Bun, dar spun... Nu ciordezi la stat? Stai bă, ciordezi la stat că ți-am luat 15 lei de buzunar, dar nu e că am avut cu tine vreo combinație. Nu e că să pesc pe privați și nu se duc peste ei ca să ia de la ei... Bă, dar de ce nu? Garda financiară și ăstea de la economic ar trebui să descopere că de au cum se cheamă, ANAF-ul l-au făcut digital și chestia asta, ca să descopere pe ăștia care ascund bani. Eu spun că fură, le ascund banii, da? Sau nu-i declară, sau mă rog, fac ceva cu ei. Particularii de stat fac asta? Particularii sunt cei care fură cel mai mult și fac evaziune fiscală, nu guvernul. Nu este adevărat. Păi hai că spun ăștia bugetarii. Sunt firme de stat care au 10 miliarde de lei de plată la stat și nu mai plătesc 10 miliarde, înseamnă 2 miliarde de euro în acest ai moment. Ai dreptate, dar se știe. Sunt firme de stat, deci companii se știe, de stat. Ce datorii au. Da. Bun, dar nu le plătesc. La particular nu mai știu. Mai sunt mari particulari, care sunt multe companii străine și care n-au profituri și nu declară profit. Păi vezi. Aia e altceva. Păi cum nu e altceva? Nu mă refer la grosul de întreprinderi mici și mijlocii care îți vin și îți plătesc taxele. Nu vorbesc, bă, de la care e cizmar. Da. Vor face evaziune. Păi asta spun. Eu, pe mine, din punctul meu de vedere, evazioniștii trebuie striviți în orice conjunctură. Că-s corect, mici, că-s mari. Corect. Nu mă interesează. Dar ar trebui în același timp să oferi mediului economic, mediului de business, facilități ca România întotdeauna să aibă o stabilitate. Ca să scoți banii la suprafață, că sunt negri sau că sunt economii. Pentru că, uite, peste 50% în român, dacă au economii, le țin în casă, n-au curat să le lase în bănci, ca să nu moară băncile, să-i lase bine, fără bani. Bine, și băncile alți criminali. Ca să scoți aceste economii la suprafață și revenind după pauză, sau banii negri, trebuie să oferi înlesniri mediului de afaceri. Și în felul ăsta dezvolți economia în care capătă... Da, dar trebuie controlate. Mediile de afaceri trebuie controlate. Îți dai seama cine scoate și cum scoate, dar fă asta. Fă și asta, nu crești, când crești taxele, din potrivă, gripezi. Mă rog, am mai avut discuția asta. Da. Gripezi economia. Ne întoarcem după pauză, arătăm și faze funny din România, pentru că sărbătoarea națională e și despre cum ne amuzăm. Și l-avem și pe Mădălin Voicu aici, foarte tare, și arătăm secvențe cu tradițiile culinare ale românilor. Sunt fabuloase, era să nasc de două ore astăzi. Uitându-mă la aceste momente, rămâneți cu noi, ne revedem imediat.